După ce v-am enumerat obligațiile pe care le aveți în calitate de donator de sânge, trebuie să știți că aveți și anumite drepturi pe care este bine să le cunoașteți, precum să primiți rezultatele testelor efectuate pe sângele recoltat, RH, grupă sangvină, hepatita B și C, HIV, SIDA, HTLEV, leucemie, vederele, sifilis, ALT, probe hepatice. Acestea sunt confidențiale. La cerere aveți posibilitatea efectuării și a altor analize gratuite. Calcemie, glicemie, transaminaze, colesterol, EKG, radiografie pulmonară. Acesta presupun o nouă recoltare la sediul centrului de transfuzii. O zi liberă de la locul de muncă, în cazul angajaților cu carte de muncă, sau o zi scutire de frecvență pentru elevi, studenți și militari în ziua donării. Decontarea cheltuielilor de transport dacă ai domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care își are sediul instituția la care se face donarea de sânge. Reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun pentru 30 de zile dacă donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din cea în care donatorul este angajat. Alocație de hrană sub forma etichetelor de masă sau o masă alimente post donarea la centrul de transfuzii. Să fii informat Supra motivelor excluderii tale de la donare, frecvența donărilor de sânge total nu poate depăși 5 donări pe an pentru bărbați și 3 donori pe an pentru femei. Intervalul între două donori este de cel puțin 8 săptămâni. În Târgu Mureș, cei care doresc să doneze sânge o pot face zilnic la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină de luni până vineri între orele 7.30 și 12.30.